În ceea ce privește modificările venite de la Ministerul Afacerilor Interne în legislația privitoare la regimul străinilor, este de fapt o simplificare a condițiilor generale pentru eliberarea avizului de angajare a străinilor. Ca să vă explic, în momentul în care un angajator dorea să încadreze în muncă o persoană care nu avea cetățenia română, Trebuia să îndeplinească și trebuie în continuare să îndeplinească mai multe condiții. Printre acestea, una dintre ele era ca în ultimii trei ani, de la momentul depunerii cererii, să nu fi fost sancționat acel angajator pentru încălcarea legislației în această materie, a încadrării în muncă a străinilor. Termenul acesta de trei ani a fost redus la șase luni pentru că s-a considerat că este mult mai rezonabil. Trei ani era un termen mult prea lung. Așadar, aceasta este. Da, da, John, șase luni, aceasta este modificarea venită de la Ministerul Afacerilor Interne